Bună seara, dragilor! Așa cum v-am promis, continuăm maratonul Casa Iubirii cu una dintre finaliste. O finalistă care în acest moment este puțin tristuță. Bianca. Bianca, ești dezamăgită? Nu neapărat că sunt dezamăgită, doar că nu am simțit aprecierea care am așteptat-o de la public. Credeam că sinceritatea mea, felul meu de a fi, a fost înțeles în tot parcursul meu în emisiune. Dar, de fapt, am realizat că poate lumea nu m-a cunoscut destul și poate am ceva, dar nu ceva, sunt foarte multe chestii despre mine care nu le-am spus și lumea pur și simplu nu le-a aflat și de asta poate nu m-a apreciat în modul în care eu mă așteptam. Regreți că nu te-ai arătat mai mult? Că nu te-ai deschis mai mult? Ce anume regreți? Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat în emisiune. E vorba de timp și de persoane. Noi ne deschidem cu persoanele care simțim că putem face asta. Dar eu am avut puține persoane în jurul meu care cu adevărat au fost aproape de mine și mi-a fost și greu câteodată să spun ceva mai personal despre mine. Mi-a fost mult mai ușor să mă dau cu părere despre alții și să dau sfaturi decât să le aplic la mine și poate să spun ceva despre mine. În continuare ai zâmbetul pe buze, dar pe interior cum ești? Am spus și în gală că cele mai triste momente ale mele le-am trecut cu zâmbetul pe buze. Adică când am plâns, era un moment de descărcare, deja totul era terminat. Nu am plâns în foc, am zâmbit în foc. Ai primit cele mai multe voturi din partea celor din casă. Da, nu, adică într-un oarecare fel chiar am spus că m-am simțit câștigătoare în acel moment pentru că am fost înțeleasă, am fost apreciată de persoanele care m-au înconjurat în această casă. Deci chiar, nu știu, am mulțumit și le mulțumesc în continuare colegilor mei pentru că au văzut ceea ce eu am dat în această emisiune, ceea ce eu am arătat și poate dincolo de camere m-au simțit altfel. S-a făcut vreo strategie? Ai făcut vreo strategie? Ne-am schimbat o privire cu Radu în gală și am înțeles că el m-ar fi votat pe mine. Și oricum, între Ionuț și Sorin, unica alegere. Adică nu e vorba că eu îl simpatizez neapărat pe Radu, dar după parcursul lui în emisiune, l-am ales pe el și am dat votul lui. Și el mi l-a dat mie. Deci recunosc. Este o mică strategie făcută pe un moment. Este perfect normal. Sunt perfect normale astfel de strategii. Te așteptai să te voteze cineva și nu te-a votat? Nu, chiar nu mi-am făcut așa așteptări. Știam că Manu o să mă voteze pe mine pentru că asta a promis și telespectatorilor, a rugat și susținătorii lui să mă susțină, lui și ai Andrei. Deci, oarecum, din partea lui mă așteptam să mă voteze. Acum nu mai țin minte încă cine m-a votat, dar oricum, el, Radu, Larisa, nu știu încă cine a mai fost, care voturi au mai fost, nu s-a divulgat asta, o să văd când se va difuza emisiunea. O să vezi. Cum te simți acum? Acum mă simt eliberată, simt că tot ceea ce mă așteaptă e ceva poate mai frumos decât ceea ce am avut. Eu am căutat aceste faimoase senzații tari, le-am avut. Am căutat să mă îndrăgostesc, pentru că pentru mine sentimentul este o senzație tare, este o emoție puternică și am primit asta. Am primit ceea ce nu am avut în cursul anilor. Am primit aprecieri, complimente, chestii care nu mereu s-au pus accent în jobul meu sau poate la facultate. Mereu, de când eram mică, s-a pus mai mult accent pe inteligența mea, fiind o străină, într-o țară străină, și mama mereu mi-a spus: fetiță, trebuie să înveți dacă vrei să ajungi cineva. Și mereu am pus accent pe capacitățile mele și nu pe aspectul meu exterior. Dar de fapt în emisiune am descoperit că sunt și frumoasă și inteligentă și am mai multe calități care nici nu știam că le am. Foarte frumos. Mă întreb ce s-a întâmplat între tine și Alin că ați ajuns să vă despărțiți. Păreați bine.
m-a despărțit ce e drept și soarta. A fost eliminat, ai rămas singură în casă. El a spus că ți-a dat această șansă de a rămâne până în finală. Ce s-a întâmplat între voi? Cred că problema între noi este că nu s-a întâmplat nimic. Pentru că relația a fost pusă pe pauză și în toată această pauză eu nu am primit nimic din partea lui. Nu e vorba doar de un mesaj de Crăciun, e vorba despre atenții care putea să mi le dea. Când erau fetele în vacanță, poate iubiții lor le trimiteau flori, pentru că se știa foarte bine, nu știu, din staff, se putea organiza chestia asta. Puteam să primesc atenții chiar nefiind fizic lângă el, chiar și în online. Adică putea să... Prin oameni. Da. În video, să se transmită. Exact, exact. Și chestiile nu le-am primit, noi ne-am răcit, eu am avut și timp să mă gândesc dacă tot ce am făcut cu el a fost corect, dacă compromisurile la care am ajuns noi nu au fost forțate de mine în căutarea fericirii, pentru că chiar mi-am dorit asta, chiar mi-am dorit să fiu fericită și am închis ochii la multe aspecte care într-o relație sănătoasă nu ar trebui nici măcar să se discute. Ți-ai dat seama în această perioadă? Da, cât am fost fără el și mai ales când am fost pusă la alegerea dacă îmi doresc sau nu în sezonul 2, doar gândul la faptul că eu poate aș putea face asta, asta înseamnă că nu-i de bine. Nu este o relație care putea fi de viitor. Să înțeleg că Alin nu este bărbatul potrivit ție. Eu mi-am dorit foarte mult. Eu foarte mult am visat la asta și mereu am spus că viitorul mi-l construiesc cu mâinile mele. Dar din păcate nu construiești persoane cu mâinile deloc și nici cu faptele și poți să faci orice, dar nu aș putea nici de cum să-l schimb sau să-l dau după mine, pentru că și el are vârsta lui, dar oricum nu e de ajuns doar atracția asta fizică sau doar dorința de a vedea pe cineva apropiație dacă de fapt nu este apropiat sufletește. Așa este, te-ai fi dorit și spuneai și în emisiune că dorești mai mult de la el. Eu mereu îmi doresc mai mult și de la mine, în primul rând. Și de la el, chiar dacă în emisiune de multe ori i-am luat apărarea, am încercat să fiu puternică, dar lângă un bărbat puternic cred că m-aș simți și eu mult mai femeie. Și nu ar trebui să-mi arăt colții și gheruțele nimănui, pentru că aș fi protejat. Am înțeles. Ai vrea? Sau te mai gândești? Mai ai vreun mic gând să continui ce ai început cu Alin? Din păcate, nu am gândul pentru că știu reacția lui. Pentru că el nu ar putea deja să calce peste orgoliul lui și oarecum eu să merg la el să-mi cer iertare pentru ce? Pentru ceea ce simt eu? Pentru dubiile mele? Adică nu aș putea nici eu face asta, dar nici din partea lui nu ar veni absolut nimic. Și nu cred că el mă va căuta. Dar dorești? Nu știu. Nu. Dacă mă gândesc la viitorul și la fericirea mea, nu ar trebui să caut în trecut. Trebuie să caut în viitor, trebuie să mă uit înainte. Ești foarte înțeleaptă. Mulțumesc! Ești foarte înțeleaptă, da. Ce ai de gând să faci, sufletești? Ai nevoie să te vindeci? Sau ai trecut peste... Eu sunt mulțumită de momentele frumoase pe care le-am avut. Eu nu consider că am avut răni, traume de vindecat în această emisiune. Deci nu am nevoie de absolut niciun doctor și nicio vindecare. Sunt mulțumită de ceea ce a fost și mă aștept doar mai mult. Și revenind puțin la finală, la marea finală de astăzi, te bucuri pentru câștigători? Oarecum au câștigat persoane care mereu au fost implicate în emisiune. Atât Sorin cât Larisa și-au arătat și părți bune și părți rele al caracterului lor. Adică nu m-a surprins atât de mult. Doar că
mă așteptam eu să fiu acolo, dar nu pot să nu mă bucur pentru Larisa sau pentru oricine ar fi fost. Adică este foarte egoist din partea mea să spun asta, mai ales când persoanele chiar au fost în emisiune și chiar au arătat sentimente, au arătat nu neapărat de lacrimi, suferințe, dar au arătat că se poate și la TV, se poate, există acolo ceva. Ar fi meritat mai mult Nicoleta decât Larisa? Nu consider asta. Dacă o luăm din punct de vedere al conversației, eu cu Larisa am vorbit mult mai multe chestii, eu cu Larisa m-am deschis mult mai mult. Nicoleta nu s-a implicat atât de mult în emisiune în general, dar nici cu fetele. Adică nu a legat prietenii care le-a legat, au fost de moment și apoi fetele care ea le-a îndrăgit au plecat. Tu ai legat prietenii? Da, eu chiar am legat prietenii. Eu am legat o prietenie foarte frumoasă cu Maria. Apoi am legat o prietenie încă și mai profundă cu Andreea, cu care o să continui în continuare să țin legătura. Și la fel și Maria m-a chemat în Spania. Adică, oricum, nu plec din această experiență fără oameni noi și fără cunoștințe noi. Ai învățat foarte multe lucruri, ai spus. Ce ai schimbat? De când ai intrat în emisiune până la final? Ce s-a schimbat la tine? Eu cred că m-am temperat foarte mult. Poate dacă mă enervam, puneam sufletul, spuneam cuvinte tăioase, am învățat că nu toate persoanele pot să mă înțeleagă atât de ușor și să o ia ca un simplu adevăr. Pur și simplu am învățat să le spun poate într-un mod mai frumos, să le împachetez cumva mai frumos, să nu sune atât de dureros, chiar dacă pentru mine sunt doar adevăruri și păreri. Atâta timp, mereu am zis asta, atâta timp cât o părere nu este adevărată sau nu o consider că e despre mine, poți pur și simplu să o ignori, dar când te agiți acolo este ceva și eu când văd o persoană agitată nu mă pot abține să nu pun întrebări, să nu intru în detalii și să aflu adevărul. Natalia este supărată pe tine. Te-ai fi așteptat să te voteze? Nu m-am așteptat să mă voteze pentru că nu cred că o persoană care mă cunoaște și în afara emisiunii, pentru care eu am făcut gesturi de prietenie, chiar fizice, adică am făcut chestii pentru ea și a permis să spună în emisiune că eu sunt un om rău și că eman răutate. A spus că ai numit-o în mai multe feluri. Ispită. Da, eu ispită. Pe Natalia am numit-o ispită, jarnică? Dar nu neapărat că am... N-am spus că e jarnic, am spus că e un comportament jarnic, josnic, josnic. Pentru că i-am spus și în afara camerelor și acolo, dacă este postura în care ea vrea să fie văzută, nu neapărat de lume, dar chiar și de apropiații ei. Pentru că eu nu o cunoșteam într-așa mod. Mereu am zis că e o fată dulce, că nu face nimic intenționat, că comportamentul ei nu este forțat și este foarte bună. Dar când a început a face anumite comportamente, care cu siguranță ar fi deranjat-o și pe ea la rândul ei dacă era într-o relație. Dar i-ai fi spus același lucru și dacă erați afară? Eu i-am spus afară. Erați anturaj, erați la o masă cu prietenii și ar fi avut acel comportament. Da. I-ai fi spus? Natalia știe foarte bine că eu sunt o persoană directă și nu neapărat că sunt sufletul petrecerii. Dacă eu vorbesc, lumea împrejurul meu ascultă. Și de multe ori m-am dat cu părerea, am glumit, am ironizat, chiar și în companie. Ea cunoscându-mă, văzându-mă la petreceri, când de fapt e foarte, foarte multă lume și oricum reușesc să mă fac auzită, știe foarte bine cum sunt eu. Faptul că ea a zis că sunt răutăcioasă a fost doar, nu știu, o manifestare a nemulțumirii ei, că oarecum ceea ce am spus eu a fost și în comentarii și a fost și din partea tuturor. Atunci când a intrat în casă, i-ai spus de fapt ai spus despre Natalia că este o cunoștință de-a ta. Da, eu pe Natalia o cunosc de aproximativ 10 ani. Suntem în aceeași companie
companie. Suntem în același anturaj, comunitate de moldoveni, români, în Genova, în orașul nostru. Deci când se organizau petreceri, puteam fi invitați de sărbători, de zile de naștere, dar adică niciodată, eu cu Natalia nu am ieșit la o cafea în timpul zilei, niciodată nu am petrecut timp doar eu cu ea. Mereu am fost în companii mari de persoane. Adică nu ai considerat-o prietenă? Nu, nu m-am deschis ei în niciun mod până a venit în emisiune. După ce au trecut câteva săptămâni și a început să aibă încredere în mine, pentru că când am venit, ea m-a simțit ca o amenințare. Dar când a început să aibă încredere în mine și a văzut că eu, de fapt, nu-i dau... Ai plâns atunci când... Da, da, eu m-am... Mi-a părut foarte rău pentru că ea s-a deschis. Mi-a spus lucruri despre ea care nu le știam și eu, la rândul meu, i-am povestit chestii despre mine, care ea nu le-a aflat în 10 ani, cât a aflat într-o seară la hotel când eram în emisiune. I-a spus că prietenia voastră s-a destrămat în emisiune. S-a terminat. Cred că poate Natalia se aștepta de la mine... Ea a vorbit foarte frumos despre mine după ce a părăsit emisiunea prima oară și se aștepta de la mine oarecum o recunoștință sau să nu fiu atât de imparțială cum poate am fost cu alții. Și văzând că eu oricum și de ea, cum de alte persoane, de Larisa, de oricine, de orice fată și persoană, m-am exprimat în mod clar și direct, ea nu s-a așteptat asta și a luat-o mult prea personal decât ceea ce trebuia să fie. Regreți ceva ce nu ai făcut în Casa Iubirii? Eu am făcut foarte multe în Casa Iubirii. Eu am făcut totul în Casa Iubirii. Atunci ceva ce ai făcut și regreți? Cred că regret că lui Adrian nu i-am spus mai direct faptul că relația noastră nu poate continua. Adică trebuia să fiu mult mai directă, dar eu nu pot. Eu sunt directă cu persoanele... care nu am așa o legătură emoțională. Mi este foarte greu să spun chestii tăioase unui partener. Mi este foarte greu, dar oricum am făcut asta când am prins curaj și am decis că nu mai contează nimic, vreau să fiu sinceră, să-i spun totul. Din păcate, totul mi s-a întors împotriva mea. Și chestiile care le-a spus despre mine, eu când am vorbit despre el, am spus chestiile adevărate, am spus acțiunile care le-a făcut. Dar el, când a vorbit despre mine, a vorbit doar cu adjective. M-a descris în cel mai urât mod, ca fiind cel mai urât suflet de acolo din casă. Și asta m-a făcut să sufăr foarte mult și a afectat și relația mea cu Alin după. Lucrurile între tine și Adrian s-au încheiat, înțeleg. Da, da, de mult. Între tine și Alin... Nu ați vorbit direct. Nu am avut ocazia să vorbim. Cred că ar fi fost mult mai plăcut dacă îi spuneam eu în față, dacă aveam ocazia să-l sun și să-i spun că, uite, am făcut anumite decizii în emisiune, vreau să fii conștient de ce fac eu aici. Dar, din păcate, nu am avut această ocazie, dar oricum cred că ar fi adus la același rezultat. Da, nu se știe cum se vor termina lucrurile nici între voi. Vom vedea. Va trebui să discutați la un moment dat. Când? Nu știm. Eu vreau să-ți mulțumesc, Bianca, că mi-ai acceptat invitația și doresc succes în tot ceea ce îți propui. Mulțumesc frumos, Bianca. Vrei să le mulțumești oamenilor? Uite, ai acolo o cameră, dacă vrei să le spui ceva. Da. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare persoană care m-a susținut și m-a votat, pentru fiecare persoană care mi-a scris pe rețelele de socializare mesaje de încurajare și apoi, dar nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc mie pentru că am fost puternică, pentru că am ajuns până aici și pentru că am fost unica lumină în întuneric și chiar dacă căutam lumina în alții, ea de fapt era în mine. Mulțumesc că ați urmărit această ediție. Vă rog să ne urmăriți în continuare, pentru că vom continua maratonul Casa Iubirii.